Duminica 12-a după Rusalii, a tânărului bogat, Evanghelia de la Matei, capitolul 19, versetele 16-26. Și iată, venind un tânăr la Iisus, i-a zis: Bunule învățător, ce bine să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar el a zis: De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. El i-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Zisa lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipsește? Iisus i-a zis: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea vino și urmează-mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuții. Iar Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat zic vouă, că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor. Și iarăși zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte tare zicând: Dar cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputință, însă la Dumnezeu toate sunt cu putință. Ce să fac pentru a moșteni viața veșnică? Știm cu toții că pentru a moșteni nu ai ceva de făcut, nu ai un ritual de îndeplinit. Trebuie să faci parte din familie. Doar așa poți avea parte de moștenire. Dacă vrem să devenim moștenitori ai lui Dumnezeu, trebuie să devenim mai întâi fii. Iar Iisus a venit între noi exact pentru acest lucru, pentru a ne face fii. Trebuie doar să-L urmăm, să-L ascultăm. Pare, în schimb, mult mai simplu să căutăm a ne ascunde după niște reguli sau în spatele împlinirii unor precepte. La fel ca fariseul din pilde sau ca tânărul din Evanghelie, încercăm să ne construim un fel de capital de credibilitate și suntem gata să spunem și noi: merg la biserică, postesc, nu fac rău nimănui și așa mai departe. Toate acestea sunt lăudabile lucruri doar în situația în care au ca unic scop pe acela de a ne ajuta să-L urmăm mult mai bine și mai profund pe Iisus. Și de aceea adevărata valoare iese la iveală doar atunci când Iisus ne cheamă. Îl urmăm cu bucurie? Înseamnă că toate practicile noastre pioase și-au atins scopul, comuniunea cu Dumnezeu. Ne îndepărtăm, în schimb, întristați, am ratat esențialul. Am împlinit niște simple reguli, poate pentru a ne simți mai buni, ori mai în regulă, dar rezultatul este unul singur și evident, la fel ca pentru tânărul din Evanghelie: îndepărtarea cu tristețe în suflet și pe chip de la stăpânul vieții veșnice. Culmea pioșeniei: împlinim legea și îl refuzăm pe cel ce ne-a dat-o. Cât de mult seamănă această atitudine cu cea a locuitorilor din ținutul Gergesenilor, ce îl roagă pe Iisus să plece de la ei? Și cât de diferită de cea a magilor, care atunci când ajung la pruncul Iisus, se bucură cu bucurie mare. Evanghelia ne dă o cheie de verificare a adevăratei noastre iubiri de Dumnezeu. Suntem oare gata să ascultăm glasul Lui? Gata să pornim pe urmele Lui, să lăsăm totul pentru El, bine știind că nu ne cere niciodată lucruri absurde, ci încearcă să ne libereze în continuu din temnițele noastre? Astăzi, văzându-L sufocat de propriile bogății, Iisus deschide tânărului bogat ușa propriei închisori. Însă, asemenea unui canar mult prea obișnuit cu propria-i colivie,
tânărul alege să închidă la loc ușa temniței sale cu zăbrele de aur. Și iată cum, unui Dumnezeu ce e eternă bucurie, dragoste și comuniune, o creatură a sa alege să închidă în față ușile sufletului, fiind prea prinsă cu alte treburi. Așa facem și noi de multe ori. Cât de mult trebuie oare să iubești ca să-ți dai viața chiar și în fața unui astfel de răspuns?